Bună ziua tuturor și bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul zilei 1 decembrie pentru Zodia Berbec. Haideți să vedem, oamenii mei dragi, dacă nu v-ați înscris la canalul meu, vă sfătuiesc să o faceți, să apăsați pe clopoțel, veți primi notificări cu ceea ce voi distribui. Oamenii mei dragi, văd că în această zi veți face un drum și în drumul dumneavoastră veți avea parte de reușită. Veți avea parte de triumf, de victorie, veți cuceri inima unei persoane. O, e posibil o persoană de la drum, să întâlniți în drumurile dumneavoastră o femeie, un bărbat, dacă sunteți femeie, un bărbat, dacă sunteți bărbat, o femeie, este clar. O să găsiți o persoană, poate și de altă naționalitate sau din alt oraș sau din alt sat, comun, etc. Acolo la drum văd că e posibil să întâlniți pe cineva care vă va atrage, să spunem așa, vă va place acea persoană, văd că vă veți afirma în iubire. Da? Deci veți fi foarte atrăgători, în centru atenției, veți place cuiva. Vă va atrage o femeie sau un bărbat. Da? Deci în drumurile dumneavoastră acolo va fi o persoană care vă va atrage, o persoană fascinantă. Și văd foarte mult succes în iubire. Și sunteți ambițioși, sunteți siguri pe voi să acționați, sunteți determinați în ce privește această persoană. În ce privește banii, văd că și veți cheltui în anumiți bani sau veți avea parte și de intrări de bani, dar îmi vorbește că în această zi chestiunile de economice vor avea un rol important în viața dumneavoastră. Veți vorbi să faceți, veți vorbi cu cineva sau dumneavoastră veți dori să faceți economii. Și o femeie cu părul castaniu, cu pielea deschisă la culoare, va avea un rol important în viața dumneavoastră în această zi. E posibil să vorbiți cu această femeie de anumite economii, de anumite investiții, de intrări, de ieșiri. E posibil să faceți cheltuieli în această zi. Haideți să vedem și ce vrea să vă transmită acest oracol. Să fiți fluizi, să fiți lejeri, să fiți elastici cu persoanele din jurul dumneavoastră, să lăsați să fie, să vină de la sine, să nu dețineți controlul. Vă veți modela în ce privește o altă persoană și văd că energia feminină, văd o accentuată energie feminină în această zi, o femeie va avea un rol important. Dacă sunteți femeie dumneavoastră, veți fi foarte feminină, foarte fascinantă, seducătoare. Veți fi foarte creativă și lucrurile vor flui în jurul dumneavoastră. Și cred că în această zi vă veți urmări, veți urma scopul vieții dumneavoastră. Deci ceea ce aveți la inimă, ceea ce aveți la suflet. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare, vă doresc o zi cât mai plăcută și eu am să trec la următorul semn zodiacal, care este Leu. Haideți să vedem ce va fi pentru Zodia Leu 1 decembrie în această zi. Oamenii mei dragi, în această zi văd că veți face afaceri bune, în ce privește comerțul, veți reuși să vindeți ceva anume. Văd o ereditate, veți primi o sumă de bani, un câștig, interesele dumneavoastră vor fi răsplătite în această zi, veți avea interese în ce privește proiectele, munca, văd bani, văd reușită, văd că veți vinde și veți cumpăra ceva anume, dar văd afaceri bune și bogăție. Soarta este de partea dumneavoastră, îmi spune la bună sorte, este o soartă bună. Cum spune și din titol, veți avea parte de ajutorul persoanelor dragi. În această zi veți avea o zi norocoasă, da? Deci destinul și soarta este de partea dumneavoastră. Realizări, protecție, cineva va sări în ajutorul dumneavoastră. Veți fi protejați în afacerile dumneavoastră, veți fi protejați la munca dumneavoastră și în vânzările care le veți face. Văd o victorie. Și veți ieși cu persoana iubită, în aer liber, veți dori să ieșiți în oraș cu prietenii sau cu persoana dragă vouă.
la un picnic sau în mijlocul naturii sau pe lângă o apă. Văd foarte multe emoții în această zi pentru voi, Zodia Leu. Sunteți protejați, să știți, în această zi și lucrurile merg cum doriți dumneavoastră. Haideți să vedem și ce spune acest oracol. Ce frumos! Astăzi veți da dovadă de bunătate și inima dumneavoastră este dulce. Îmi spune că sweetness of the heart. Astăzi îmi vorbește de inima dumneavoastră, de lucrurile bune. Vă va îndulce inima, să spunem așa, realizările care le veți avea astăzi. Împreună cu persoana iubită, împreună cu persoanele dragi vouă, colaborările. Văd foarte bunătate. Veți avea parte de ajutorul altor persoane, de bunătatea altor persoane în această zi. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare. Vă doresc o zi cât mai plăcută și noi ne vedem la următoarea etalare. Numai bine, vă doresc la revedere! Am să continui cu Zodia Săgetător. Haideți să vedem ce va fi pentru voi astăzi, Zodia Săgetător, 1 decembrie. Dacă nu v-ați înscris la canalul meu, vă sfătuiesc să o faceți apăsând pe clopoțel. Veți primi notificări cu videoclipurile care le voi distribui. Văd că cineva vă va da un sfat. Sau aveți nevoie de sfatul unei persoane mai în vârstă. Văd că veți sta în compania unei bunici. Da? Deci văd că această bunică vă va sta alături, vă va sfătui, vă va ajuta. Vă va da sfaturi bune în ce privește viața dumneavoastră, strada dumneavoastră. Această persoană este o persoană înțeleaptă și îmi spune că e nevoie de atenție. În deciziile dumneavoastră e nevoie să ascultați această femeie mai în vârstă, pentru că vă vrea doar binele, este o persoană foarte prudentă și vă va ajuta să reflectați în ce privește anumite situații. Și cred că va trebui să dați atenție acestei femei și veți da atenție acestei femei în această zi. Văd că sunteți în așteptare, anumite întârzieri vor fi în această zi. În strada dumneavoastră văd foarte multă ansie sau expectative, preocupări, sunteți incerți în ce privește o situație din trecut. Mă scuzați. Văd că ceva aici întârzie să apară și aveți anumite expectative, dar ele întârzie să vină și văd că sunteți în ansie și vă preocupați în ce privește aceste așteptări, mă scuzați. Și văd că în ce privește banii dumneavoastră, poate așteptați o sumă de bani din partea acestei femei mai în vârstă și pentru acest lucru sunteți preocupați și în ansie, pentru că îmi vorbește aici de niște bănuți, că vă lipsesc banii, că sau țineți de bani pentru că aveți puțini și nu sunteți în măsură să cheltuiți. Văd că cineva este și un pic cam avar, ține la banii săi, nu vrea să scoată banii, deci și de acolo aceste preocupări, că cineva nu vrea să vă dea bănuții înapoi, poate ați împrumutat o sumă de bani anumitei persoane și această persoană întârzie să vă dea acea sumă de bani înapoi. Îmi spune că cineva este zgârcit și cineva încearcă să țină de bani, să nu dea acei bani. Da? Și acest lucru vă preocupă în această zi. Haideți să vedem și ce spune acest oracol pentru dumneavoastră. Spune că veți fi inspirați de sursa divină și văd că dumneavoastră veți ști ceea ce trebuie să faceți în această zi. Cred că veți avea nevoie să meditați, să vă ascultați vocea interioară, pentru că spune că ceva de la sursă va veni pentru dumneavoastră. Sunteți conectați la sursă, la... Uh,
Cred că dumneavoastră vreți să începeți un job sau un proiect nou în ce privește o stabilitate financiară. Aici îmi spune ceva de partea financiară, că doriți să ajungeți la independența dumneavoastră financiară. Și pentru acest lucru trebuie să meditați, să faceți anumite munci, adică, cum să vă explic, cred că trebuie să faceți anumite. Să lucrați cu voi înși vă, înăuntru dumneavoastră. E nevoie să vă vindecați de anumite blocaje, mai bine spus, pentru că aceste blocaje nu vă ajută cu nimic și nu vă ajută să aduceți în viața noastră prosperitate și abundență. Și îmi spune că e nevoie să vă conectați cu sursa divină, pentru că această floare se numește floarea vieții. Această floare este înconjoară pământul nostru, pământul mamă. Și pământul mamă vorbește de prima chakră, care înseamnă lucrurile materiale, stabilitatea, lucrurile concrete, solide. Și aici îmi spune că trebuie să faceți anumite munci cu dumneavoastră înșivă, să vă vindecați de anumite blocaje, să intrați în sintonie cu prima chakră, cu mama pământ. Pentru asta aveți nevoie să intrați în contact cu pământul, să stați mai mult desculți, să mergeți în mijlocul naturii, să, ce știu eu, să îmbrățișați chiar și un copac. Dar e nevoie să vă conectați la mama pământ pentru a reuși să ajungeți la independența financiară, unde văd că este o problemă acolo. Deci nu aveți îndeajunse resurse financiare, vă lipsește ceva, adică se poate și mai bine, de ce nu? Dar acolo îmi spune că trebuie să vă inspirați, să vă rugați, să meditați cu divinitatea și îmi spune inspirație de la sursă pentru voi înșivă. Trebuie să meditați cu voi înșivă, să scoateți la suprafață anumite răni, blocaje, să le vindecați. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare și eu vă doresc o zi cât mai plăcută. Sper că am putut să vă ajut. Sper că nu v-am plictisit. V-am pupat. Și dacă îmi scrieți acolo un mesaj, sunt bucuroasă, să spunem așa. Și dacă doriți să-mi dați un like, de ce nu? Pentru mine înseamnă enorm de mult. Numai bine, v-am pupat, la revedere!